Procuratura Generală de la Chișinău a deschis un dosar penal pentru reținerea directorului contabilei și a șoferului liceului cu predare în limba română Lucian Blaga de la Tiraspol. Despre asta anunță Procuratura Generală. Astfel, procurorii au declanșat o cauză penală pe faptul privării ilegale de libertate a directorului liceului Lucian Blaga din Tiraspol și a unor angajați ai instituției de învățământ. Pentru privarea ilegală de libertate, legislația Republicii Moldova prevede o pedeapsă cu închisoare pe un termen de la 3 la 7 ani. Procuratura va informa despre evoluția acțiunilor urmăririi penale pe acest caz. Precizăm că pe 5 februarie 2014, în regiunea satului Parcani, raionul Slobozia, de către reprezentanții forțelor neconstituționale ale regiunii transnistrene, au fost reținuți și privați ilegal de libertate directorul liceului Lucian Blaga din orașul Tiraspol, Ion Iovcev, contabilul și șoferul.